În ședința extraordinară a Consiliului Local Deva din această săptămână a fost supusă la vot o propunere privind programul de funcționare al parcării de pe strada Unirii numărul 8. Aceasta va avea program redus în anotimpul rece din cauza numărului scăzut de mașini în zona centrului în această perioadă a anului. Proiectul de hotărâre a fost votat de către consilierii locali, noul program în perioada 15 noiembrie, 30 aprilie fiind de luni până vineri, de la ora 7 până la ora 19. În perioada 1 mai 14 noiembrie, programul de funcționare al parcării va rămâne neschimbat de luni până vineri între orele 7 și 22. Lipsa locurilor de parcare din zona centrului este o problemă cunoscută de către primarul Devei, Florin Oancea, care caută soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Știm cu toți, este un deficit de locuri de parcare și va trebui să găsim soluții. Cel puțin în zona centrală, zona istorică, de la primărie și până la prefectură, știți foarte bine, știu și devenii, s-a aprobat semnarea unui contract, practic am semnat în urmă cu 3 săptămâni un contract în valoare de 4-5 milioane de euro pentru reabilitarea centrului vechi, centru istoric, care va deveni zonă doar pietonală. Și atunci este firesc ca să găsim soluții alternative. Soluția pe care am identificat-o este cea de a achiziționa terenurile din continuarea parcării în spate de la Ceapa Roșie, sunt 150 de locuri de parcare, este o parcare pe care primăria a închiriat terenul și a construit parcarea, dar nu putem să generăm o investiție, deci pe un teren închiriat să construim o parcare supraterană pe structură metalică. Și atunci am luat decizia și voi veni în fața consilierilor cu un proiect de hotărâre prin care să achiziționăm în continuare suprafața de teren necesară pentru construirea unei parcări supraterane care să aibă acces și spre strada Aurel Vlaicu și în egală măsură să creăm două alei pietonale în zona teatrului și în zona Camerei de Comerț și Industrie și în acest fel vom putea rezolva, cred că în întregime, suplimentarea locurilor de parcare pentru toți cei care locuiesc în zonă, că sunt și riverani, sunt și instituții publice, dar și cetățenii care doresc să vină, sunt pe prada verii terasele sau care pur și simplu au probleme fie la primărie, fie la instituții publice din zona primăriei.